1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Rugăciunea de recunoștință. După ce ne îndrumă să ne rugăm fără încetare în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17, Apostolul Pavel folosește tot versetul 18 pentru a ne spune să-i aducem mulțumiri lui Dumnezeu în toate, oricare ar fi circumstanțele în care ne aflăm, susținând că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru noi. Așa cum rugăciunea este un stil de viață care ne apropie de Dumnezeu și recunoștința este la fel. A-i mulțumi lui Dumnezeu nu este ceva ce facem o singură dată pe zi, în timp ce ne așezăm undeva și încercăm să ne gândim la toate lucrurile bune pe care le-a făcut El pentru noi, ca apoi să spunem doar, mulțumesc, Doamne! Nu e ceva ce facem doar în timpul mesei. Aceasta este o formă de religie goală. E ceva ce facem doar fiindcă ne gândim că asta ne cere Dumnezeu să facem. Adevărata recunoștință se revarsă în continuu dintr-o inimă plină de mulțumire și laudă la adresa Domnului pentru cine este El, dar și pentru ceea ce face. Nu e ceva ce facem doar pentru a îndeplini o anumită cerință, pentru a obține favoare, o victorie sau o binecuvântare. Recunoștința pe care și-o dorește Dumnezeu Tatăl vine din inimă și se revarsă din noi neîncetat, fiindcă noi vedem și recunoaștem mereu cât de bun este Dumnezeu cu noi întotdeauna. Să fim recunoscători și să o spunem. Fii recunoscător întotdeauna, recunoscând, mărturisind și preamărind în continuu numele Său prin rugăciuni de laudă și închinare.